calitate de mediator al acestei adunări generale, rog pe domnul secretar executiv să prezinte, listele de prezență și procesul verbal al Comisiei de Validare. Draftul acesteia, pentru că urmează să aprobăm Comisia de Validare. Bună ziua, stimați colegi! După cum unii dintre dumneavoastră știți, biroul politic al Organizației Municipale a convocat pentru astăzi adunarea generală a Organizației Municipale a PSD Bacău pentru desemnarea, aprobarea și propunerea către structurile de conducere ale Organizației Județene a candidaților la alegerile locale din 9 iunie. Ca urmare, dați-mi voie să încep prin a prezenta lista invitațiilor la această întrunire, la lucrările acestei adunări generale a Organizației Municipale a PSD Bacău. Încep cu domnul președinte Dragoș Benea, președintele Organizației Județene a PSD Bacău. Domnul primar Valentin Manea, primarul Comunei Săucești și președintele Asociației Comunilor Filiale a Județeanu Bacău, doamna primar Irina Argatu, primarul Comunei Sarata, domnul primar Edmond David Leonard, primarul Comunei Luizii Călugăra, domnul viceprimar Benone David, primarul în exercițiu al Comunei Mărgineni, însoțit de către domnul Marcelin Șolot, fostul primar al Comunei Mărgineni, domnișoara Mihaela Nuță, candidat al primăriei Măgura sau candidat pentru funcția de primar al Comunei Măgura, domnul Adrian Nistor, consilier județean și candidat pentru funcția de primar al Comunei Bucovina. Și evident în sală avem prezenți și alți consilieri județeni, colegi din structurile de conducere ale Organizației Județene, dar ne oprim aici cu lista de invitați. Tamaș. Doamna primară a Comunei Tamaș, scuzați-mă, doamna Veronica Tonțu. Candidat, fost primar și candidat la funcția de primar la alegerile locale din 9 iunie 2024. Revenim la aspecte care țin de procedura de organizare a lucrărilor acestei adunări generale și știut fiind faptul că organizația noastră are în mod nejustificat suficienți dușmani în clasa politică de la nivel județean, o să fac apel la puțină răbdare din partea dumneavoastră, astfel încât să parcurgem toate etapele procedurale pentru ca nimeni din acest județ să nu poată specula eventuale lacune procedurale pe care astăzi le-am putea produce. Ca urmare, dați-mi voie să declar deschise lucrările adunării generale, efectiv, și să vă propun adoptarea unei ordini de zi care vizează, în primul rând, la primul punct, validarea Secretariatului Tehnic și a comisiilor adunării generale. În al doilea rând, la al doilea punct, luări de cuvânt. La al treilea punct, alegerea, desemnarea prin vot a candidaților propuși de biroul de conducere al Organizației Municipale pentru funcția de primar a municipiului de Bacău și președinte al Consiliului Județean Bacău. Și la al patrulea punct pe ordinea de zi, vă propun constatarea, respectiv validarea rezultatului final. Ca urmare, intrăm în primul punct de pe ordinea de zi și propun, în primul rând, modalitatea de vot, de desemnarea Secretariatului Tehnic a Comisiei
de numărare și a comisiei de validare. Ca modalitate de vot, propun votul deschis prin ridicare de mână. Dacă sunteți de acord cu această variantă? Voturi pentru, contra, abțineri. Constat faptul că, cu unanimitate de voturi, respectiv 512 voturi din 540 de voturi, din 545 de membri convocați, deci cu 512 voturi pentru, am aprobat modalitatea de vot pentru desemnarea Secretariatului Tehnic și a celor două comisii. Ca urmare, pentru Secretariatul Tehnic propun domnii Codrin Costan, Gabriel Brâncoveanu și Răzvan Lungu. Voturi pentru, voturi contra, abțineri. Ca urmare, cu 512 voturi pentru, componența Secretariatului Tehnic a fost adoptată. Comisia de validare, președinte Mirela Nichifor, membri Adrian Gabor, Rusu Dima și Costel Ploianu, secretar Claudiu Lupu. Voturi pentru, contra, abțineri. Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 512 voturi, componența Comisiei de Validare a fost aprobată. Pentru Comisia de Numărare propun președinte doamna Diana Lungu, membrii Veronica Popa, Ilie Baxan și Claudiu Popa, secretar Cristina Munteanu, voturi pentru, contra, abțineri. Unanimitate de voturi, respectiv cu 512 voturi, componența Comisiei de Numărare a fost adoptată. Urmează lorile de cuvânt și dacă toți sunt la acest pupitru, dați-mi voie să vă adresez eu câteva cuvinte. Dragi colegi, Organizația Municipală a Partidului Social Democrat a traversat în ultimii 6 ani anumite momente, dacă nu nefericite, cel puțin neașteptate. În 2019 ne despărțeam de cel care a primit girul organizației și al băcăoanilor în 2016 pentru primăria municipiului Bacău și intram practic în opoziție pe plan local, însă chiar și așa, prin instrumente legale și firești de care au uzat cei 9 consilieri locali PSD de la vremea aceea, am reușit să fim uniți, reușind să deblocăm finanțări europene la vremea respectivă, să evităm scumpirea cu 50% a colectării gunoiului la nivelul municipiului Bacău, să inițiem proiecte în interesul băcăoanilor și vă aduc aici aminte de o serie de proiecte inițiate și aprobate în contextul pandemic de acordare anumite facilități pentru anumite categorii socioprofesionale din municipiul Bacău. Am reușit de asemenea să blocăm abuzuri strigătoare la cer în zona urbanismului sau pe alte domenii. Sunt colegi în sală, cei 9 consilieri locali, majoritatea dintre cei 9 consilieri sunt astăzi în sală, le mulțumesc încă o dată din calitatea mea de lider de grup la momentul acela. Ulterior, în conducerea organizației municipale, în scurtul management interimar care a urmat în perioada 2019-2020, au apărut și alte greșeli, mă refer la nivel de conducere a organizației municipale, au fost greșeli care au venit, zic eu, dintr-o lipsă de interes, dintr-o lipsă de coeziune și uneori chiar din anumite accese de aroganță a unor lideri premernici ai organizației municipale. După toate acestea, am înțeles însă că singura soluție de recâștigare și de consolidare a încrederii băcăoanilor în organizația municipală a PSD Bacău era reconfigurarea temeinică a structurii acestei organizații și, evident, a componenței acesteia. Iar momentul declanșării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2020 a fost, zic eu, momentul zero, care a marcat, practic, startul reconstrucției organizației municipale a PSD Bacău. Momentul în care mulți dintre membrii vechi, dar și foarte, foarte mulți membri noi, au dat mâna, sau și-au dat mâna pentru a susține, cu toată convingerea și prin zeci de ore de muncă, foaia de parcurs a organizației. O foaie de parcurs care, începând din octombrie 2022, are și un obiectiv clar.
dar mai ales o obligație, respectiv recâștigarea încrederii băcăuanilor și validarea unei propuneri serioase și durabile pentru primăria municipiului Bacău. O propunere pentru cel puțin 2-3 mandate, nu pentru unul singur. O propunere de bun simț, o propunere de candidat cu realizări în spate. De ce am spus că pe foaia de parcurs a organizației municipale regăsim în primul rând o obligație? Deoarece de 3 ani și jumătate Bacăul plutește în derivă. Pe niște sau spre niște parcări plutitoare, pe care numai un personaj ce nu a avut vreodată contact cu realitățile din municipiul Bacău și le-ar fi putut asuma. Plutește pe incompetența și tupeul administrației Viziteu, plutește printre idei de organizare de referendumuri locale și de inițiere a unor proceduri de achiziții strict pe studii de fezabilitate pentru clientela de partid, plutește printre angajări de personaje fără studii sau chiar cu diplome falsificate. De asemenea, Bacăul plutește printre ilegalități și sporuri acordate pe criterii de incompetență celor care au ratat la propriu atragerea de fonduri europene în valoare de 10 de milioane de euro. Evident, rezultatul acestor fenomene, cum v-am spus deja, este și cuantificabil. În cifre, 30 de milioane de euro atrași de fosta administrație și aruncați la coș de actuala administrație USR. Zero informații bazate pe cifre reale privind fondurile efectiv atrase de actuala administrație USR. Toate acestea în timp ce multe din comunele aferente zonei metropolitane a Bacăului și nu numai, ci și comunele din întreg județul Bacău se dezvoltă și se detașează net de municipiul reședință de județ la capitolul investiții. La capitolul investiții în școli, în unități sanitare, în drumuri, în programe de dezvoltare comunitară. De aceea îi avem practic astăzi alături de noi pe cei care conduc sau vor conduce destinele comunităților din zona metropolitană. Pentru că la momentul acesta, din păcate, comunele din zona metropolitană sunt un exemplu de reușită și de dezvoltare pentru municipiul reședință de județ. Cu decența de rigoare, vorbim așadar de obligația organizației municipale a PSD Bacău de a trimite acolo unde este locul, respectiv în istoria nefastă a municipiului Bacău, această administrație falimentară a USR. Cu tot cu primarul acestea, deci nu numai administrația USR și tot ceea ce înseamnă neșcoliții din administrația USR, cele câteva sute de angajați care provin din activul de partid, evident, neprofesioniști, neexperimentați și chiar neșcoliți, cu toții trebuie trimiși acasă. Pentru că aceștia nu numai că nu au salvat Bacăul, l-au sugrumat la propriu. L-au sugrumat prin indolență, prin lipsă de profesionalism, prin lipsă de respect și prin multă, multă nesimțire cu care s-au raportat la cetățenii municipiului Bacău și la problemele acestora. Și vin astăzi să vă spun că ne vom achita de această obligație, girând pentru primăria municipiului Bacău un om al faptelor, un om căruia nu este teamă să-și asume o justă și eficientă administrație pentru un oraș în care trăim cu toții și vom trăi cu toții de acum încolo. Nu numai noi, ci și nepoții și poate chiar și copiii și nepoții noștri. Omul acesta este, după cum bine știți, președintele organizației municipale și președintele Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancu. Un bun administrator. Care are în spate zeci de proiecte realizate la nivelul Consiliului Județean, realizate la nivelul unităților administrative din județul Bacău, realizate chiar și la nivelul municipiului Bacău, pentru că din postura dumnealui de președinte al Consiliului Județean a trebuit să sublinească lipsa de implicare a primarului USR în funcție, astfel încât băcăuanii să vadă că startul dezvoltării comunității în care trăiesc a pornit deja din momentul în care Valentin Ivancea a preluat mandatul de președinte
al Consiliului Județean. Realizările sunt multe, cu siguranță domnul președinte Valentin Ivancea, cu modestia de rigoare, vă va pomeni probabil câteva dintre ele, însă eu aș încerca astăzi să vi-l prezint pe omul Valentin Ivancea, bazându-mă pe viziunea mea personală și pe colaborarea personală cu care am avut-o cu domnul președinte încă din 2017. Așadar, din postura mea de vremelnic manager al unei instituții publice, la preluarea mandatului de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, am avut șansa ca pe scaunul de subprefect să-l găsesc pe domnul Valentin Ivancea și, evident, ulterior, pentru o perioadă scurtă, și pe scaunul de prefect. Și vă spun că nu ne-a fost ușor nouă directorilor de instituții deconcentrate din județul Bacău. Unora cred că le-a fost chiar greu, pentru că domnul Valentin Ivancea nu rata nici o zi în care să nu ne convoace, sau nici o săptămână în care să nu ne convoace la întâlniri operative. Nu rata nici o săptămână în care grupuri de lucru să fie convocate pentru deblocarea anumitor investiții în derulare la momentul acela la nivelul județului Bacău. Și cred că cu toții vă aduceți aminte că în mandatul de subprefect și ulterior de prefect al domnului Valentin Ivancea, centura Bacăului se afla în execuție, în proiectare și ulterior în execuție. La 10 de ședințe ale grupului de lucru, constituit și convocat de subprefectul și prefectul de atunci, Valentin Ivancea, a trebuit să participăm pentru a debloca toate aspectele care țineau în loc așa numitul culoar al centurii. Evident că dumneavoastră s-a axat la acel moment doar pe deblocarea proiectelor care țineau de municipiu, de centura municipiului Bacău. Fiecare drum comunal, fiecare drum județean, fiecare investiție de acest tip, fiecare școală, fiecare grădiniță, care era la momentul acela ca și investiție în execuție, era sub atenta monitorizare, repet, a subprefectului și prefectului de atunci, Valentin Ivancea. Așadar, din postura de director al Oficiului de Cadastru, am putut remarca profesionalismul, dar și respectul cu care domnia sa se raporta la noi ca profesioniști din diferite domenii. Nu am întâlnit niciodată până atunci un prefect care să agreeze toate propunerile de simplificare ale procedurilor județene pentru a debloca activitatea de validare pe zona de fond funciar. Am validat și sute de documentații într-o ședință de Comisie Județeană de Fond Funciar, când fostul prefect nu valida decât 10, 15, 20 de astfel de documentații. Și performanța aceasta a validării a sute de documentații pe zona aplicării legilor fondului funciar, scuzați-mi emoțiile, a înregistrat-o tot domnul Valentin Ivancea din calitatea sa de subprefect și prefect. Nu a fost nicio problemă sesizată prin audiență sau pe altă cale, la nivel de instituția prefectului, pe zone de interes ale instituției pe care o coordonam, care să nu fie rezolvate de către domnia sa, evident, având la bază strict instrumente legale. Acesta este Valentin Ivancea, un om al faptelor, al soluțiilor și al investițiilor. De aceea, am convingerea că domnul președinte Valentin Ivancea, împreună cu echipa de consilier local, pe care o vom contura cu siguranță în următoarele 2-3 săptămâni, prin raportare la realitățile politice trecute și prezente, dar și prin raportare la riguroase criterii de profesionalism, așadar, propunerea noastră, domnul președinte Valentin Ivancea, cu echipa de consilier, vor menține organizația noastră, am această convingere că vor reuși să mențină organizația municipală a PSD Bacău, începând cu data de 9 iunie, pe un drum politic și administrativ evident, definit de dezvoltarea reală, dar și durabilă a municipiului Bacău,
definit de asemenea de principii axate pe o importanță semnificativă acordată interesului fiecărui băcăuan, bazate de asemenea pe principii care țin de bunul simț și de buna credință a fiecăruia din executivul primăriei municipiului Bacău. Dragi colegi, închei prin a vă spune că sunt perfect conștientă de faptul că organizația municipală este astăzi la un nivel la care poate nu ne așteptam să fie în toamna anului 2020. Sunt de asemenea conștientă că doar împreună am reușit să aducem organizația municipală pe un drum al reformării, al unității, al solidarității și al performanței. Sunt astăzi în postura de candidat desemnat la funcția de președinte al Consiliului Județean Bacău, însă logica acestei nominalizări se bazează tocmai pe faptul că doar împreună cu profesionistul Valentin Ivancea și împreună cu alți colegi din conducerea organizației municipale ne propunem să ducem cu adevărat Bacăul pe o cale a normalității, astfel încât să asigurăm un viitor decent copiilor noștri. Pentru că aici vom rămâne cu toții, am certitudinea aceasta, și mulți dintre copiii noștri, la fel, probabil, se vor dezvolta și vor activa ulterior în același municipiu. În rest, vreau să știți că vă rămâne aceeași colegă care nu a uitat niciodată de unde a plecat, aceeași colegă pe care vă puteți baza, aceeași colegă care nu va uita colegii pe care s-a putut baza la orice oră din zi și, de asemenea, aceeași colegă care nu va uita niciodată oamenii care m-au creditat. Mult succes tuturor și nu uitați, așa cum v-am spus, doar uniți vom fi o forță în perioada următoare și vă rog să duceți mesajele noastre de astăzi mai departe. Mult succes, Valentin Ivancea! Viitorul primar al Bacăului! Vroiam să dau din fugiții, dar am uitat că trebuie să continuăm moderarea acestei adunări generale și îmi revine onoarea ca în minutele următoare să dau cuvântul președintelui Valentin Ivancea, candidatul desemnat de către biroul politic al organizației municipale pentru funcția de primar al municipiului Bacău. Iulian, dă drumul la sunet. Mulțumesc. Stimați colegi, să știți că ce-mi vine acum în minte e un singur cuvânt. Și acesta este mulțumesc. Cred că înainte de toate, de a începe ceva, trebuie să știm să mulțumim. Vreau să mulțumesc, în primul rând, doamnei prim-vicepreședinte Cristina Breahnă-Pravăț, care a construit, a menținut și a dezvoltat această organizație. Ei se datorează faptul că suntem prezenți într-un număr impresionant. Nu i-am spus niciodată acest lucru în privat, și anume faptul că doamna Cristina, sau Cristina, mai bine, pune înainte de toate, înainte de familie, înainte de copii, înainte de interese personale, organizația. Nu știu câți dintre noi am făcut acest lucru. De asta această organizație frumoasă,
Această organizație vie, care sunteți dumneavoastră, face ca municipalitatea să crească. Vreau să mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, cei care formați organizația municipală PSD 4 și nu numai, simpatizați și membri. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat încredere, că mi-acordați încredere și faptul că determinarea dumneavoastră este impresionantă. Am primit, într-un timp foarte scurt, extrem de multe încurajări. Încurajări că totul o să fie bine, încurajări că o să câștigăm. Să știți că suntem siguri că o să câștigăm. O să câștigăm pentru că Bacău merită. Merită să devenim ceea ce trebuie să devenim ca și oraș. Ca atare, aș dori un rând de aplauze pentru dumneavoastră. Nu aș putea altfel să nu mulțumesc consilierilor locali din această sală, cei care sunt acum prezenți, și nu numai, și cei care nu sunt prezenți, care sunt în funcție, consilieri locali. Domnului Cadet Gigi Nucu, doamnei doctor Dinu Ivana Raluca, domnului avocat Duciu Laurențiu Nicolae, domnului Pitere Gabi și domnului Dan Botoi Romică și, nu în ultimul rând, domnului Laușova, care, din păcate, astăzi nu a putut fi prezent, ținând cont că are un eveniment extrem de trist în familie. Îi felicit pentru modul cum au reușit să realizeze, să țină în viață o coaliție. O coaliție a binelui, își spune eu. O coaliție a celor care au pus înaintea intereselor personale să pună interesul cetățeanului. Știu foarte bine cum s-a descurcat și cât de greu a fost să țină față presiunilor din Consiliul Local, consilierii aici de față și nu numai. Vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru și determinarea dumneavoastră, să știți, de cele mai multe ori a dat roade. Nu în ultimul rând, și aș vrea un rând de aplauze și pentru consilierii locali care au început. Nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc prefectului Lucian Gabriel Bogdan. Care de-a lungul timpului, indiferent ce postură a ocupat, a fost alături de mine, de organizație, a fost unul dintre cei care au avut o voce, a avut și are o voce coerentă, o critică corectă și principială asupra derapajelor administrației actuale. Un om care a știut să separe foarte bine ceea ce este corect de ceea ce nu este corect și a reușit să scoată în evidență acest lucru, a reușit să zugrăvească foarte bine administrația vizitării. Și pentru dânsul îmi doresc să vă aplaudă. Astfel, împreună cu Lucian, Cristina, ne dorim ca organizația municipală PSD Bacău să ne simtă aproape, să ne simtă că suntem parteneri și să simtă că doar împreună putem să câștigăm primăria și nu numai. Că nu este suficient să o câștigăm. Este suficient, este necesar să facem de așa natură încât să lăsăm lucruri în urmă. Să lăsăm lucruri bune și obiective îndeplinite. Dragi colegi,
Știm bine că poarta de intrare în județ o reprezintă municipiul Bacău. Este prima impresie. Fie că vorbim de autogară, de aerogară, de gară, de drumurile județene care traversează și trec prin orașul nostru, toate duc către municipiul Bacău. Și ceea ce lasă în urmă municipiul Bacău, în acest moment, să știți că e o impresie sortită. Vă spun cu responsabilitate. Bacău reprezintă acum o zonă gri, un oraș gri. Primul contact care l-au cetățenii cu municipiul Bacău nu creează o impresie plăcută. Și cred că toți suntem de acord cu acest lucru, indiferent că suntem în această sală, dar și cetățenii obișnuiți văd acest lucru. Ca președinte al Consiliului Județean în ultimii 3 ani jumătate, aproape 4 ani, am avut nenumărate întâlniri. Delegații și delegații străine și din alte județe. Percepția evidentă este de un oraș necondus, un oraș sumbru, un oraș care bate pasul pe loc. Un oraș încremenit în istorie și din care avem doar amintiri. Nu avem ce să spunem pe viitor. Nu avem ce să spunem că vom face pe viitor în acest moment. Această percepție, să știți că nu este doar părerea mea sau a colegilor noștri, colegilor mei. S-a concretizat și într-un studiu sociologic în care am încercat să determinăm, să vedem ce anume ne trebuie, ce ne dorim, unde vrem să ajungem. Care este percepția orașului Bacău? Concluzia este aceeași și cea pe care v-am spus-o mai devreme. Un oraș în care nu ai ce să faci nimic. Este trist, dar este adevărat. Și cred că pentru a putea construi, trebuie să știm de unde plecăm. Ca apoi să vedem pe ce direcție evoluăm și cum putem să realizăm acest lucru. Oricât ne-am străduit noi la Consiliul Județean, alături de colegii consilieri județeni, oricâte investiții am fi făcut, să știți că percepția a rămas aceeași. Bacăul, și nu face distinție, Bacăul. Bacăul nu are asfalt, Bacăul nu are condiții foarte bune de învățat, deși în localitățile din jurul Bacăului, în județul Bacău, sunt investiții importante și dacă se merge la pas sau nu, se văd progrese remarcabile. Cum putem să atragem noi, în acest moment, investitori? Sau cum putem să ne oprim copiii să plece în altă parte dacă percepția despre Bacău este lamentabilă? Considerăm că avem pentru ce rămâne în oraș în acest moment? Bineînțeles că întrebarea este retorică. Și bineînțeles că răspunsul, indiferent de dacă e retorică, nu trebuie să aibă un răspuns. Evident că nu, în acest moment. La Consiliul Județean, în ultimii ani, și nu numai, de ani de zile, s-au implementat proiecte extrem de importante. Proiecte atât pentru municipiul Bacău, cât și pentru județul Bacău. Un exemplu de bună practică.
asocierea cu orașul Onești. Într-un timp relativ scurt s-au văzut progrese remarcabile ale Oneștiului, ale municipiului Onești. De asemenea, Târgu Ocna, într-o colaborare și într-o asociere cu Consiliul Județean, asemenea s-au văzut rezultate remarcabile pentru Târgu Ocna. Pentru Bacău încă nu. Orice încercare pe care noi am avut-o de bună credință de a ne asocia în proiecte pentru dezvoltarea orașului au fost sortite eșecului, cu mici excepții unde a trebuit să dăm dovadă de o tenacitate extraordinară să le putem duce la capăt sau să le putem implementa. Sau să încercăm să le implementăm în așa măsură încât să nu mai poată să fie întoarsă. În județ poate pare oarecum mult, dar sunt peste 300 și ceva de kilometri de drum nou asfaltat. Autostrada Estului, cum bine spunea un colega nostru, realizată fără pierderea unui cent, unui euro din fonduri europene. De asemenea, Spitalul Județean, Heliport, Radioterapie 2, sunt investiții care sunt realizate pentru Bacău. Chiar dacă le-a realizat județul Bacău, mă refer ca și Consiliul Județean, sunt în zona municipală. Putem da un exemplu foarte relevant la modul cum a decurs colaborarea cu municipiul Bacău, cu administrația vizitorului. Ne-am străduit ani de zile, de când am preluat mandatul, să preluăm spitalul municipal, fostul spital municipal. În extremis, printr-o voință politică dusă până la nivel de premier, s-a reușit să se deblocheze voința politică a aleșilor locali și s-a putut preda către Consiliul Județean acest obiectiv în vederea finalizării acestuia. Ceea ce n-a văzut de la început, că era un proiect, n-a văzut administrația vizitorului. De la început era un proiect care se realiza pentru cetățenii Bacăului. Și pentru municipiu și pentru județ, că nu putem să facem diferență. A încercat să pună piedici de fiecare dată. Noi avem vocația construcției, nu a obstrucției. Apoi, realizarea unui proiect unic la nivelul municipiului Bacău. Un proiect unic care va aduce recunoaștere la nivel național și nu numai. Athletic Park. După ce am reușit să cădem de comun acord, să preluăm acel teren în administrare pentru a-l transforma într-un parc sportiv și de agrement pentru cetățeni, ne-am trezit la vreo câteva luni că trec pistele de biciclete al vizitorului peste. Și a trebuit să regândim proiectul. Să regândim ce putem să facem în condițiile în care deja studiul de fezabilitate era aproape finalizat. Am văzut în spațiu public mulți cunoscători, dar care puțin știu. Și anume, faptul că nu merg cu o viteză extraordinară anumite proiecte. Nu ne putem băga, nu ne putem amesteca într-o procedură de achiziție publică. Odată ce a fost lansată, trebuie să lăsăm lucrurile să continue așa cum prevede legea. Am văzut că în spațiu public s-a spus că
municipal, fostul spital municipal, este un proiect întârziat. Nu. Este un proiect într-o procedură legală în care noi nu putem interveni. Dar care se va finaliza ceea ce n-au finalizat alții în 14 ani și care s-au trezit să critice în acest moment lentoarea proiectului. Am ieșit de fiecare dată să spun atunci când s-au realizat și nu când am de gând să realizez. Acesta a fost modul de lucru pe care l-am avut în cadrul Consiliului Județean. Ca atare și aici, sperăm într-un timp foarte scurt, să anunțăm că putem demara lucrările la spitalul, fostul spital municipal. În cifre vorbind, la nivelul județului au fost investiții, s-au implementat de 238 milioane de euro. Și apoi avem investiții în derulare de 359 de milioane de euro. Din care 100 de milioane de euro doar pentru municipiul Bacău. Așa cum bine spunea Cristina, că noi, în calitate de consilier județean, președintele Consiliului Județean, am promovat investiții pentru municipiul Bacău, pentru că orice investiție am fi făcut-o noi la nivel județean, fără municipiu, nu am fi fost complet. Municipiul Bacău trebuie să devină o locomotivă pentru județ. Municipiul Bacău trebuie să iradieze pe zona metropolitană dezvoltare alături de primare din jur, din jurul Bacăului trebuie să dezvolte proiecte de infrastructură rutieră, de utilitate publică, care să creeze acea calitate ridicată a traiului celor care locuiesc atât în municipiu, cât și în localitățile limitrofe. Acest lucru nu se poate realiza decât tot împreună. Și tot într-o coerență administrativă și politică. Toate investițiile pe care vi le-am enumerat, credeți că a schimbat cumva percepția asupra Bacăului? Vă zic că nu. Am măsurat sociologic să știți că aceeași percepție, nu se face nimic. Se mai întâmplă ceva în județ, dar parcă nu se vede nimic. De ce? Pentru că, așa cum am spus, municipiul Bacău este poarta de intrare în județ. Și prima impresie. Ne gândim acum, oare ce doresc băcăuani? Parcări, plăcitoare, tren, urban, proiecte faraonice sau fantasmagorice? Nu. Eu cred că își doresc normalitate. Cred că își doresc decență. Cred că își doresc ca administrația locală să fie aproape de ei. Să se simtă ascultați, să se simtă respectați și nu în ultimul rând să știe că orice idee pe care pleacă din rândul cetățenilor să fie transpusă în realitate în condițiile în care poate fi realizabil și care aduce beneficiu municipiului. Am avut o experiență extrem de bună și din care am învățat. La realizarea studiului de fezabilitate din Athletic Park am realizat 4 dezbateri publice. Cu toți, o parte sportivi, o parte sportivă amatori, asociații, profesori, universitate. Să știți că ce am gândit inițial că vreau să fac, am plecat cu ideea asta, s-a transformat într-un proiect pe baza ideilor cetățenilor și celor care au participat la dezbatere publică, într-un proiect unic, care o să facă ca orașul nostru
să fie cunoscut, poate și peste hotare. Tocmai de-aia mi-am propus, din acest motiv mi-am propus, să mă bazez, în primul rând, pe ceea ce spune cetățeanul, pe ceea ce își dorește cetățeanul și să văd ce pot să fac eu cu administrația, cu colegii, cu dumneavoastră, pentru dânsii, în așa fel încât să știm că obținem acea normalitate. Și eu, și Lucian, și Cristina locuim în Bacău. Suntem, înainte de toate, băcăuani. Și cred că de asta, acest trident, eu, Cristina și Lucian, vom ști ce avem de făcut, vom avea determinarea necesară să aducem Bacău într-o normalitate. Dragi colegi, ce s-a făcut pentru județul Bacău se poate și pentru municipiu. Nu pot să cred altfel. Sunt convins. Sunt convins că putem oferi băcăuanilor altceva decât ceea ce a fost până acum. Am intrat în lupta pentru a câștiga primăria, nu doar pentru a o câștiga, ci pentru a face treabă. Este mult mai important ca după ce câștigi, să știi să-ți menții încrederea care ți-a fost acordată și să mergi în așa fel încât să nu dezamăgești. Tot ceea ce am spus până acum, sau tot ceea ce îmi doresc, să știți că nu se poate face de unul singur. Sub nicio formă. Se poate face prin colaborare, prin congruența administrativă. Și eu cred că putem să punem pe masă un proiect care poate n-a mai fost până acum, în care Consiliul Județean și Primăria Bacău să formeze un tot și de acolo să se degaje proiecte pentru municipiul Bacău și pentru județ. În care vom fi și eu și Cristina parteneri, prieteni și nu în ultimul rând oameni de administrație care vor duce proiectele Bacăului mai departe. Ne dorim un pol de dezvoltare din municipiul Bacău. Și nu numai. Și acest lucru nu se poate realiza decât prin simbioza dintre cele două entități, cele două instituții, care să meargă în același ritm și având același crez. Și de aceea cred cu tărie că doamna prim vicepreședinte Cristina Ionela Breahnu Bravăț va fi un foarte bun președinte al Consiliului Județean. Nu ne putem imagina dezvoltarea Bacăului fără zona metropolitană. Stimați primari, vă garantez că în mine și în echipa pe care o voi conduce, nu doar vom fi un sprijin, ci vom fi un motor de dezvoltare cu servicii de calitate, cu servicii de utilitate.
sănătate publică de calitate. În așa fel încât cei care locuiesc în comunele din Mitrofe și se desfășoară activitatea în Bacău, să nu vadă diferență. De asemenea, nu putem să ne gândim la o dezvoltare corectă și principială fără mediul de afaceri. O relație onestă, pe care am testat-o la Consiliul Județean, o relație principială cu mediul de afaceri este definitorie. Nu putem să avem companii recunoscute la nivel național, iar Bacău să fie marasmul ăsta. Nu putem să avem companii naționale și oameni care nu-și doresc să plece din Bacău cu afacerea și noi, ca municipiu Bacău, să nu fim un sprijin serios pentru dânsi. Să nu fim un sprijin drept, corect, transparent, care să ajute dezvoltarea afacerii în Bacău. Să ajute investitorii care sunt din Bacău. Și nu numai. Și să atragă pe cei care vor să vină în Bacău. Asta înseamnă să ai o administrație deschisă la municipiul Bacău. Să nu ai în administrație un dușman, ci un prieten. Să fii asertiv cu cerințele celor care vin către primărie. Și aici, cred, cu tărie, într-o administrație a municipiului Bacău, deschisă către cetățean. Cetățeanul este cel care ne votează. Cetățeanul este cel care ne dă încredere. Ca atare, noi trebuie să fim în slujba cetățeanului. Asta îmi doresc să fac la primăria Bacău. Să fim în slujba cetățeanului. Ați văzut că de fiecare dată și în media și peste tot asta apare. Administrația, cei care lucrează în administrație, ca un mecanism, să zic, înțepenit, care nu pot să, nu dă drumul la rotițe, pentru că se ciocnește într-unul sau în altul, care spune cum nu se poate. Ei, vă spun că după septembrie o să vedem cum se poate. Cred că ăsta este cel mai important lucru și cetățean, și mediul de afaceri. Și colegii din județ să vadă cum se pot realiza lucruri fără să încălcăm legea, dar să evităm pași falși în implementarea unor proiecte. Să evităm pierderi din proiecte, pierderi financiare, așa cum știm foarte bine că s-au întâmplat în actuala administrație. Bacău, să știți că este un izvor de valoare. Sunt oameni care s-au născut, au trăit în Bacău și care au adus prestigiu Bacăului. Și când spun Bacău, nu mă refer doar la municipiul Bacău sau separat județ. Bacău înseamnă și județ și municipiu. Și o să rămâneți surprinși să vedeți ce oameni de valoare avem în Bacău. Poate nu-i conștientizăm întotdeauna sau ce am avut. Tocmai de aia cred că și municipiul Bacău trebuie să se ridice la nivelul acestora. Când spui că ești din Bacău, trebuie să simți și trebuie să fii mândru că ești într-un oraș care este modern și un oraș în care lucrurile se întâmplă într-un mod benefic și în folosul cetățeanului, evident. Îmi propun nu doar un proiect. Nu doar un proiect pentru un mandat.
Îmi iau un angajament. Un angajament prin care să spun în fața cetățeanului peste 4 ani că nu le-am pierdut încrederea, iar celor care probabil nu o să voteze, nu o să vă voteze, să-i atrag să voteze. Să-i atrag în acest proiect al Bacăului din care noi cu toții facem parte. Și pentru acest lucru, pentru Bacău, vă mulțumesc pentru faptul că îmi sunteți alături și vă garantez o conducere fermă, corectă, dar și asumată. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule președinte și viitor primar al municipiului Bacău. Dați-mi voie să recunosc o omisiune gravă pe care, să zic așa, deschiderea lucrărilor sau îndeschiderea lucrărilor am făcut-o. L-avem astăzi alături de noi și pe domnul ministru secretar de stat, colegul nostru, domnul Gabriel Bunduc, care la Ministerul Transporturilor registrează performanțe semnificative, muncind și făcând dovada profesionalismului și implicării sale. De asemenea, salut și prezența domnului primar Anton Schiller, primarul comunei Nicolae Băcescu, a ajuns mai târziu în domnia sa, cu alte responsabilități de ordin administrativ. Organizația municipală și biroul de conducere și conducerea organizației municipale nu ar arăta astăzi la fel dacă din componența sa nu ar face parte și actualul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Bogdănel, pe care o să rog să ne adreseze câteva cuvinte. Vă Viziteaua a început mandatul lui cu un dosar penal. Angajării legale la propriul cabinet. A angajat 2 consilieri la propriul lui cabinet care nu îndeplineau criteriile pentru a ocupa funcții aferente studiilor superioare. Unul dintre consilieri și-a falsificat chiar diploma universitară, a fabricat o diplomă universitară la calculatorul din cabinetul primarului. Așa. I-a încadrat, după care i-a denunțat ca să se scape de consecințele penale și încheie mandatul de primar cu un alt dosar în care acum este suspect. Da. E bine că tehnica și-a revenit. Bună seara tuturor, dragi colegi, domnilor primari, domnilor foști colegi din presă. N-am văzut sala asta așa de plină niciodată și vă felicit pentru strădania și reziliența pe care o dovediți fiind prezența. Dragă Vali, mulțumesc pentru cuvintele tale frumoase. Cu siguranță Bacău are nevoie de un primar ca tine. Și dacă echipa noastră este o echipă care are vocația construcției, nu obstrucției, este în primul rând pentru faptul că e condusă de un președinte, Valentin Ivancea, care este un om al construcției și nu al obstrucției. Dați-mi voie să preiau din intervenția Cristinei referirea la colegul nostru vicepreședinte al organizației municipale, secretarul de stat Gabriel Bunduc, un om foarte apropiat de proiectele importante ale județului Bacău și să trec în revistă faptul că Gabi gestionează Ministerul Transporturilor, implementarea fondurilor europene, relații europene, investiții în infrastructura majoră, A7, A13, infrastructura feroviară. Chiar recent am discutat și m-am bucurat să văd că la întâlnirea de la Ajut pe autostrada A7
Gabi se bucură de un respect extraordinar, atât la nivelul ministrului transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, cât și la nivelul primului ministru, domnul Marcel Ciolacu. Felicitări, Gabi! Spun treaba asta pentru că, în primul rând, Gabriel Bunduc, ca secretar de stat la transporturi, dar și alți colegi de-ai noștri, au în aceste zile parte de, și o să tot aibă, cred eu, până tranșăm chestiunea alegerilor locale, au parte de tot felul de spectatori fără bilet în tribuna Facebook-ului care ne explică cum poți face o autostradă ca și cum ai face două postaci, ești autostradă. Nu. Nu am ajuns. Există proceduri, există o legislație care guvernează aceste proceduri și ingerința în aceste proceduri echivalează la rigoare cu pierderea chiar a libertății. Așa că, Gabi, te felicit pentru modul foarte coerent în care gestionezi aceste proiecte, pentru implicarea ta. Gabi este un om mai discret, nu este rolul lui de a se afișa pe Facebook, poate, de a fi puncher pe Facebook, dar eu vă asigur că munca sa este crucială, chiar fundamentală pe proiectele importante de infrastructură ale județului. Felicitări! Iar plătitorii fără bilet care îți dau indicații prețioase, o să avem grijă de ei după data de 9 iunie. 9-10 în polo. Felicitări încă o dată! Intenționam să încep intervenția mea cu un clișeu. Spun un clișeu pentru că am mai avut discuția asta cu domnul președinte Belea anterior și pe bună dreptate am catalogat acest clișeu drept o platitudine. Clișeul ar suna cam așa, înainte de a fi prefect, înainte de a fi social-democrat, sunt băcăuan. Locuiesc în municipiul Bacău, îmi pasă de comunitatea băcăuană, de ce se întâmplă cu orașul nostru. Dar ce să vezi că clișeul neclișeul, chiar asta este realitatea. Și eu, și Vali și Cristina locuim în trei blocuri din municipiul Bacău, la anumite distanțe unii de alții. Eu cu Vali împărțim chiar același cartier și mai împărțim ceva. Neajunsurile cu care, la care ne expun și expune în fiecare zi condiția de locuitor, cetățean al municipiului Bacău, un oraș în cădere liberă. Dragi colegi, în cădere liberă. Și vă propun să mergem mai departe pe raționamentul acesta și vă propun chiar un exercițiu de imaginație, plecând de la ceea ce a subliniat președintele Ivancea anterior, să ne imaginăm că ați fi o familie de băcăuani din Italia care dorește să revină acasă în oraș, nu? Sau că ați fi niște investitori care ar dori să deschidă o afacere în municipiul Bacău, sau pur și simplu o familie tânără care dorește să stabilească în Bacău. Ați reveni în orașul al cărui primar crede că funcția de primar este pentru a împărți apartamente de serviciu fără acte la fetele de la partide, la USR? Ați veni, ați dori să locuiți în orașul în care, cu încuviințarea pseudo-primarului Viziteu, vârstnicii de la Căminul de Bătrâni din Bacău sunt jecmăniți, iar bugetul instituției spoliat prin achiziții la de 4-5 ori prețul pieței? V-ar plăcea să trăiți sau să investiți în orașul al cărui pseudo-primar și pseudo-administrație nu a atras niciun cent din cele 9 milioane de euro, dragi colegi, pe care Guvernul României le-a alocat prin programul Angel Salini pentru repararea conductelor de apă din oraș? Niciun cent. V-ați reîntoarce în orașul în care în fiecare an 400 de copii, conform statisticilor Spitalului Județean de urgență. 400 de copii ajung la urgență mușcați de câini? Sau în orașul în care în parcul Cancicov, dragi colegi, chiar acum când vorbim, sunt hăcuiți copacii sistematic, fără a se pune nimic în loc. Și fără explicații privitoare la ce se petrece cu această hecatombă de mediu.
ați trăi, ați reveni în orașul Bacău, v-ați dat copiii la școală aici, într-un oraș în care nu există treceri de pieton trasate, iar copiii sunt accidentați de mașini chiar pe trecerea de pieton în fața școlilor, tocmai pentru că aceste marcaje rutiere lipsesc și ele, în economia falimentară a administrației Viziteu, sunt un eveniment, atunci când avem marcaje rutiere, este o mare realizare administrativă. În fine, închei, ați investi în orașul Bacău, da? Care nu are nici utilități, cum v-am spus, oraș care trebuia să aibă un sistem de management al traficului rutier cu fonduri europene, 20 de milioane de euro, lăsate de fostul deliberativ și executiv local, și în loc de SBT, dragi colegi, un sistem de management care ar trebui să reducă timpul de staționare în trafic, deci poluarea, noxele emise și așa mai departe. În loc de SMT, am avut asfaltări la Caiet, o vară întreagă, pe străzi foarte bune de altfel, asfaltări de, la Caiet, pe care astăzi ADR Nord-Est se ferește să le deconteze și nu le-a decontat nici până acum. Vă scutesc de a oferi un răspuns la acest șir de întrebări retorice și o să dau eu propriul meu răspuns. Nu, dragi colegi, n-ați veni acasă dacă ați fi o familie de stranieri care dorește să revină în Bacău. Nu v-ați stabili locuința, domiciliul în municipiul Bacău dacă ați fi o tânără familie. Și, dragi colegi, nu ați investi în municipiul Bacău dacă ați fi investitori. Îl ocoliți. Mergeți la Roman, mergeți la Iași. Asta se petrece astăzi în orașul Bacău, care e un oraș absolut pe dos, absolut pe dos, până și băncile, dragi colegi, instalate de Viziteu în stațiile de autobuz, sunt pe dos. Le-a făcut de râs într-o țară întreagă. Cu băncile puse pe dos. Bătrânii noștri sunt și săritori peste obstacole. Da? Un oraș pe dos. Și vreau să închei această paranteză retorică a locuirii în Bacău. Vă spun și de fostogeți imediat, care e la un alt, în alt sertar politic. Cum să locuiești, domnule, într-un oraș în care chiar primarul municipiului nu locuiește? Primarul municipiului Bacău locuiește în Sărata, domnule. La doamna Irina Argacu, la administrație social-democrată. Până și el a realizat, fiind nemulțumit de propriul mandat și propriile realizări și de catastrofala lui competență, nu? E doctor, domnul Viziteu, dacă nu știați. Felicitări, doamna Argacu, că domnul Viziteu are un model în dumneavoastră, deși nu cred că se va lipi ceva de prea curând. Dacă până acum nu s-a întâmplat, slabe șanse și de acum încolo. Dragi colegi, au vorbit antevorbitorii mei despre ani pierduți. Și Cristina, și Vali, și anii pierduți. De asta sunt pierduți, nu se mai întorc niciodată. Eu aș spune că ultimii 10 ani au fost niște ani pierduți pentru municipiul nostru. Ani potrivnici, dar cărora noi trebuie să le punem punct în data de 9 iunie. Nu vom avea o misiune foarte ușoară, mai ales că ultimii 4 ani au fost cu adevărat catastrofali, nu doar ani răi, dar așa cum spune candidatul nostru la funcția de primar și prietenul meu, Valentin Ivancea, ceea ce e important se obține cu strădanii și sudoare. Nu foarte ușor. Vom avea de treabă. Vom avea de treabă, dragi colegi, pentru că acest Viziteu a umplut primăria de aroganți, habarniști, al căror unic merit și singură competență e carnetul de partid la USR. Sunt aproape 200 de oameni aduși din 2020 până astăzi în primăria Bacău. Fie prin concursuri
aranjate, fie prin transferuri de la alte unități administrative teritoriale, sigur că pe criterii de afinități și de cuvetrii, nu pe alte criterii. De asta, în municipiul Bacău avem astăzi o administrație fără capacitate de a implementa și de a duce la bun sfârșit proiecte. De asta Bacău arată ca după bombardament. De asta proiectele stagnează, s-au făcut piste, s-au demolat pistele, da? În cartierul CFR. Se vor mai demola, vă asigur eu. Pentru că ce s-a aprobat la finanțare și ce e în acte, nu bate cu cei pe teren. Sau invers, cei pe teren nu bate cu cei în acte. Acest viziteu și clica sa au construit o primărie care e un dușman al cetățeanului din municipiul Bacău. Nu un aliat al cetățeanului din municipiul Bacău. Cetățeanul vine cu o problemă și pleacă cu vreo 3-4 de la primărie, dragi colegi. Și cred că expresia cea mai bună a acestei degradări este umilința la care a fost supus venerabilul profesor de istorie Horodnic, care la 75 de ani a fost purtat de la Ana la Caiafa pentru dreptul său, consfințit de Consiliul Local prin vot, și anume acela de a primi un premiu pentru 50 de ani de căsătorie, și în final a rămas ca întreg. E genul ăsta de umilință îl produce o administrație care e inamicul băcăuanului, care e anti-Bacău și împotriva cetățeanului băcăuan. Nu pentru Bacău și pentru cetățenii băcăuan. E o primărie dușmănoasă, e o primărie în care se aranjează concursuri, se ratează absorbția fondurilor europene, dar ratangii sunt premiați cu sporuri, peste 1 milion de euro în ultimii 3 ani. O primărie percepută în combinații, în angajări ilegale, combinații de apartamente, da? Cum am văzut în speța de la care am și început, o primărie percepută în a manevra contractele publice către societăți client, fără capacitate tehnică, fără angajați. Știți foarte bine, s-a scris în presă, pistele de bicicletă au fost construite de o societate care are drept patronul muzician de la Ateneu. Că muzicienii se pricep și la lucrări de infrastructură, între altele, nu? Și o să-l vedeți, dragi colegi, pe pseudoprimarul Viziteu, cum se baricadează în spatele unor justificări care de care mai slabe, mai lipsite de consistență, mai necredibile, da? O să-l vedeți cum abordând o retorică al cărui fir roșu este acela că funcționarii din primărie au avut rău, el n-a știut, n-a făcut, funcționarii sunt de vină. Iar domnia sa vrea să ne facă să credem că e un fel de turist rătăcit prin primărie, un fel de vizitator prin primărie, căruia funcționarii vor rău. Nu, dragi colegi. Nu. El este autorul dezastrului administrativ în care se zbate municipiul Bacău, cu ajutoarele lui de nădejde. Piștea, Mihăilă, Grosu și alții. Clica lui Viziteu pe care trebuie să o lăturăm din primărie, dragi colegi, pe noi unii. Victima Viziteu nu este victima unor funcționari ostili, răuvoitori. Este victima propriei incompetențe, propriei autosuficiențe și a clicii de incompetenți de care s-a înconjurat în primăria Bacău. Există mai multe concluzii sau lecții după acești 10 ani pierduți. Și îndrăznesc să spun că PSD, Partidul Social Democrat, și-a învățat lecțiile
și a tras concluziile care trebuiau trase. Tocmai de asta, astăzi, pe municipiul Bacău, PSD propune echipa, îndrăznesc să spun, cea mai grea din punct de vedere administrativ, politico-administrativ, pe care o putea propune. Este un exemplu de seriozitate cu care tratăm acest obiectiv și un exemplu că vrem să ne dedicăm municipiului de reședință pentru ca el să fie acolo unde este locul. Nu o povară în percepția publică și la nivelul dezvoltării județului, ci motorul dezvoltării județului Bacău. Și pentru că e în specificul, sau era specificul conferințelor și adunărilor social-democrate să sfârșim cu rezoluții, eu vă propun să ne însușim rezoluția fără amatori și arogați în funcții publice, dragi colegi, și să trimitem în istorie administrația Viziteu USR cu convingerea că trebuie să punem în loc oameni dispuși la efort, oameni empatici, care au dovedit că se poate prin realizările lor anterioare și care au dovedit că pot fi împreună, la greu, alături de oamenii aflați în dificultăți. Și vă spun, fără a trăda, știu eu, o anumită infatuare, poate, sau încredere mai mare decât este ea, dar nici fără a poza într-o falsă modestie, că noi suntem soluția, dragi colegi, pentru Bacău. Noi, organizația Partidului Social Democrat și Valentin Ivan. Noi, nu altcineva. Restul sunt improvizații veleitari de profesie, aventurieri, traseiști, poate pentru unii aparent alternative, dar soluția înseamnă Valentin Ivancea și PSD la primăria Bacău. Și avem datoria să ridicăm nivelul de trai în municipiul Bacău pentru toți, dragi colegi, și pentru băcăoanele din Forbes, și pentru cei mulți, pentru toți, să ridicăm nivelul de trai și să nu le fie rușine aici, acasă, în Bacău, ci să se simtă mândri că trăiesc în acest oraș. Succes, Valentin Ivancea! Succes, dragi colegi! La luptă! La luptă, că victoria va fi a voastră! Succes! Prietenii și prieteni din județul Bacău. Sunt foarte bucuros să pot să vă adresez astăzi câteva cuvinte prin intermediul tehnologiei. N-am putut să fiu prezent, îmi pare rău, dar iată că totuși putem să comunicăm chiar și așa. Aș vrea să vorbesc foarte puțin astăzi despre colega mea din Senat și prietena mea, Cristina Dragnea-Cranăs. Este o persoană deosebită, este un prieten minunat, este o colegă pe care te poți baza oricând, și mă bucur să aflu că va candida pentru poziția de președinte al Consiliului Județean. Ca o știre, așa, într-o premieră ușor întârziată, și eu am primit ieri votul colegilor mei de la Buzău pentru a candida pe poziția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Deci, revenim la Cristina, este o persoană pe care o știu după 4 ani de zile aproape de lucru împreună, dumneavoastră știți mai bine decât mine. Pot să vă spun că și-a îndeplinit cu brio tot ce avea de făcut ca senator. Am aici câteva cifre. A inițiat 45 de legi, dintre care 14 au fost promulgate. Are peste 100 de lor de cuvânt în plenul Senatului, 160 de interpelări, 77 de întrebări, 62 de declarații politice. Este una din cele mai active prezențe în Senatul României. Și mă bucur să fie colega dumneavoastră și să-și asume această
importantă și dificilă candidatură. N-am făcut decât să o laud puțin dumneavoastră, care o știți mult mai bine ca mine, sunt sigur că aveți mult mai multe experiențe plăcute împreună cu dumneavoastră. Vreau doar atât să vă spun că o recomand și o susțin cu toată puterea pentru candidatura la președinția Consiliului Județean. Și dacă va fi nevoie, voi fi și acolo ca să sprijin campania dumneavoastră. Tuturor vă urez mult succes, urmează o perioadă extrem de încărcată pentru alegerile care vin în iunie și sunt convins că pe 9 iunie vom număra județe cu succes, cel puțin în partea noastră de România. Mult succes tuturor și să ne vedem cu bine! Dați-mi voie să-i mulțumesc și eu domnului ministru și domnului lider de grup, Lucian Rămașcanu. A reprezentat un real model de lider și de comunicator și de om de administrație pentru mine acolo în Senatul României. Mergem mai departe și după alocuțiuni, după atâtea aplauze meritate, spun eu, trebuie să revenim totuși la proceduri și să supun votului dumneavoastră cele două propuneri de validare a candidaturilor pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Pe rând o să le supun votului. Întâi vă rog să aprobăm modalitatea de vot. La fel, vot deschis propun prin ridicare de mâini. Cine este pentru? Abțineri? Voturi pentru? Voturi contra? Nu sunt. Prin urmare, cu unanimitate de voturi și tehnologia merge acum. Mi-a transmis deja secretarul executiv faptul că cu 491 de voturi sunt colegi care, din motive obiective, nu au mai putut rămâne la lucrările adunării noastre. Deci cu 491 de voturi a fost aprobată modalitatea de vot pentru validarea celor două candidaturi. Propun acum adunării generale candidatura domnului președinte al Organizației Municipale Valentin Ivancea pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ. Votul pentru. Abțineri și voturi contra. Nu sunt. Prin urmare, unanimitate de voturi, domnul Valentin Ivancea este desemnat și validat. Felicitări, domnule președinte! Vreau în sânt de vot. Și după aceea, cu permisiunea dumneavoastră, o să dau cuvântul din nou domnului președinte Ivancea pentru un cuvânt de încheiere. Candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean în persoana subsemnatei, nominalizată tot de către Biroul de Conducere al Organizației Municipale, ca atare, cine este pentru candidatura subsemnatei Breagnă Bravo Ționela Cristina pentru funcția de președinte al Consiliului Județean? Votul pentru, mulțumesc, votul contra, abțineri, la fel cu unanimitate de voturi, respectiv 491 de voturi și această candidatură a fost validată. Mulțumesc! Am ajuns și la locuțiunile de final și dați-mi voie să dau din nou microfonul domnului președinte Valentin Ivancea, candidatul nostru la primăria municipiului Bacău. Succes! Mulțumesc, Cristina! Nu vreau să amăgesc, ca să nu dezamăgesc. Mulțumesc, Cristina! Aș dori, dacă se poate, să vin lângă mine și tu și Lucian Bogdanel. Municipala Bacău propune o echipă pentru Bacău. Domnul actual prefect Lucian Bogdanel, care își va da demisia din funcția de prefect, tocmai pentru a candida ca și consilier local și pentru funcția de viceprimar, și Cristina pentru Consiliul Județean Bacău. Felicitări! Asta este echipa care vă propune PSD Bacău. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere
Și așa cum spuneam în clip, nu vreau să dezamăgesc. Mulțumesc! Dacă domnul prefect și aflăm astăzi viitorul viceprimar al municipiului Bacău vrea să ne mai adreseze câteva cuvinte? Întâi aș spune că desfășurătorul acestei ședințe nu mi-a parvenit, așa că totul e o surpriză, dar nu e o problemă. Știam de intervenția lui Vali. Vali, eu vreau să spun un singur lucru. Pentru mine ar fi o mândrie să lucrez cu primarul Valentin Ivancea la primăria Bacău. Așa cum Vali am lucrat în ultimii 2 ani ca prefect al județului Bacău cu președintele Consiliului Județean Valentin Ivancea. Cred că am alcătuit o echipă care a lăsat urme în administrația publică băcăoană și mai ales rezultate concrete. Chiar atunci. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru validarea de astăzi. Cum spuneam, nu plecăm nicăieri, rămânem în municipiul Bacău și dacă dați voie, o să mă mut, practic, din clădirea administrativă a Parlamentului României după 9 iunie. Dacă băcăuanii ne vor credita cu votul lor în clădirea administrativă a județului Bacău pentru a munci, pentru municipiul Bacău și pentru județul Bacău. Suntem încă în luna martie și fără, nu știu, să proiectez prea mult accesoriile pe care le voi purta astăzi. Am un mărțișor aici, o horă îmbrăcată în tricolor. Sunt 3 exponate, să zic așa. Nu știu dacă e vreo coincidență cu nominalizarea de astăzi și a întregii echipe care va lucra pentru municipiul Bacău. Să spunem că în mijloc este domnul Valentin Ivancea, viitorul primar al municipiului Bacău. În stânga, domnul prefect Lucian Bogdanel și undeva în dreapta cu albastru eu, din calitatea mea, pe care o voi avea, sper, de 9 iunie. Acest tandem, acest trio, este clar expresia responsabilității cu care organizația județeană abordează nu numai următoarele 2 luni de campanie, ci și următorii 4 ani de administrație în municipiul Bacău și cu siguranță nu vor fi doar 4, vor fi 8, vor fi 12, când ne va ajuta Bunul Dumnezeu să avem sănătate, să construim împreună pentru municipiul Bacău. Expresia responsabilității cu care organizația județeană PSD Bacău va aborda aceste alegeri și va aborda viitorul administrativ al județului Bacău nu poate fi radiografiată mai just și mai corect și mai real decât președintele organizației domnului europarlamentar Dragoș Benea și cu permisiunea dumneavoastră, vă rog, permisiunea administrației Bacău. Mulțumesc, Cristina. Bună seara, dragi companieros, cum i-ar spune premierul spaniol Pedro Sánchez, președintelui Marcel Ciolacu. Este un moment important din viața organizației și din viața municipiului Bacău. Eu am învățat în viața că e important nu să nu greșești, să nu te faci de două ori aceeași greșeală. Noi PSD Bacău am mai fost creditați de-a lungul timpului, nu cu mult timp în urmă, de cetățenii municipiului Bacău și județului Bacău cu ambele funcții și cu președintele al Consiliului Județean și aproape majoritatea acolo și cu funcția de primar al municipiului Bacău. Din păcate, rezultatele, cel puțin la nivelul municipiului Bacău, nu au fost contate, cele scontate, obiectivele pe care le-am propus nu le-am atins, dar suntem singura organizație politică din ultimii 20 de ani de la nivelul județului Bacău, care atunci când a greșit și a asumat. Și cine nu și-a făcut treaba și a înșelat, sau înșelat așteptările electoratului, sau a dezamăgit, cum ar spune colegul nostru Valentin Ivancea, ne-am despărțit de ei și nu mai suntem nici până ziua de astăzi împreună. Ca președinte al organizației județene Bacău, PSD Bacău, trebuie să mă adresez și cetățenilor municipiului Bacău, trebuie să mă adresez și dumneavoastră, cei care alături de Cristina ați construit această organizație. Trebuie să mă adresez și adversarilor noștri politici,
trebuie să mă adresez și dușmanilor noștri politici, trebuie să mă adresez și celor care va trebui să colaborăm în următoarele 2-3 luni și poate chiar și 4 ani dacă vor dori bătoane. Pentru că au spus și colegii mei, o spun și eu foarte respectat, obiectivul nostru nu este, sau câștigarea alegerilor nu este un scop în sine. Un scop în sine este să câștigăm alegerile pe 9 iunie, iar peste 4 ani să constatăm că n-am dezamăgit bătoane și am confirmat așteptările. Pentru dușmanii noștri politici, țin să-i anunț că această organizație politică, cel puțin în ultimii 12 ani, cu responsabilități în 93 de localități de județul Bacău, de la an la an a crescut în numărul de aleși locali și prin alegeri, și ca urmare a rezultatului de la urne, dar și ca urmare a unor oameni care au făcut parte din alte partide și care au venit alături de noi, convinși că poate să facă echipă bună și sunt convins că nu i-am dezamăgit. Avem exemplu aici doamna primar de la Tamaș, domnul primar de la Nicolae Bălcescu, care a rămas alături de noi și sunt convins că vom face lucruri bune și în următorii 4 ani. Doamna Argatu, la fel. Tot pentru dușmanii noștri politici, țin să-i anunț că este obligația mea ca președinte al organizației județene să susțin cele mai bune garnituri politice posibil. De la candidați la primari până la listele de consilieri, de la primul și până la ultimul loc. Nu eligibil, ci ultimul loc pe listă. Degeaba nu ne impresionează amenințările lor, mustrările lor, că vezi, Doamne, merge domnul Ivancea la primăria Bacău ca să-l curățăm, merge doamna Pravos la Consiliul Județean ca să nu știu ce să se mai întâmple, domnul prefect candidează pe lista de consilieri locali că și pe el vrem să-l curățăm, nu avem bun. Această tripletă pentru municipiul Bacău și chiar și pentru Consiliul Județean Bacău este expresia responsabilității cu care Partidul Social Democrat înțelege să abordeze cele mai importante alegeri din județul Bacău și, anume acelea pentru primăria municipiului reședință de județ. Dacă acolo merge cel mai competent președinte de Consiliul Județean, unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun prefect din ultimii 20 de ani, pentru că a avut o continuitate de 2 ani în mandat, domnul Lucian Bogdanel și candidează explicit pentru funcția de viceprimar, asta înseamnă asumare la vedere, asumare explicită, nu fel de fel de tertipuri, fel de fel de soluții de dat pe după Cirești. Să știți că astăzi în municipiul Bacău trăim o situație foarte ciudată. Sunt vreo 4, 5, 6 candidați care negociază cu un partid sau chiar cu 2, 3, 4 partide. E funcție de cum își fixează un anumit partid, un candidat și după aceea se aliniază și ceilalți. Nu, Partidul Social Democrat a mers de la început, indiferent. Se profilează să mergem în alianță la municipiul cu Partidul Național Liberal. Și am să-i dezamăgesc pe cei în care se așteaptă că vom dezamăgi electoratul liberal. Am să-i dezamăgesc pe cei care cred că noi nu știm să fim altruiști, nu știm să fim proactivi, nu știm să fim pentru Bacău. Ei știu foarte bine că noi de-a lungul timpului am avut inițial mesaje pe care le aveți acolo. Acestea sunt mesaje din campaniile Partidului Social Democrat din 2018. Am știut și ce avem de făcut, ne-am și ținut de cuvânt, am fost și aproape de oameni, suntem și mândri că suntem băcăoani, am bifat fel de fel de obiective care au fost ventilate în fel de fel de campanii electorale, cum a fost aeroportul, centura operatoare a municipiului Bacău, ca să vă dau cele mai importante obiective. Avem contribuția decisivă la această autostradă a 7 pornită la nivel de proiectare încă din timpul guvernării Grindeanu Tudose. Vom rezolva și problema stadionului la municipiul Bacău. Vom rezolva și problema unui stadion, unui spital, unui fost spital municipal, unui pavilion municipal, unde acum 12 ani un candidat sau un primar în funcție, care se pregătește din nou să candideze, poate a uitat, împărțea taloane gratuite și spitalul nu este gata nici astăzi. Vom rezolva toate aceste probleme. Am putut să o facem la Consiliul Județean pentru că am avut susținerea oamenilor din județ, în municipiu când am avut susținerea oamenilor, din păcate, am dezamăgit, ne-am înțeles lecția, ne-am învățat lecția și ne pregătim cu ce avem mai bun pentru primăria municipiului Bacău și sunt convins că în 2028 nu vom înșela așteptările băcăoanilor. Mâine avem
avem ședința organizației județene, Consiliul Politic Județean, cu toți candidații, vom alinia repet cea mai bună garnitură, cu siguranță vom avea un număr ridicat de primari, înspre 70 de primari care vor câștiga alegerile, vor contribui la o majoritate simplă în Consiliul Județean și sigur că vom pune bazele acestei alianțe la nivelul municipiului, Bacău, și le mulțumim celor care de la centru, care au demonstrat că au capacitatea de a face compromisuri pentru ca România să aibă parte de stabilitate și dezvoltare și sunt convins că cu mine în frunte și cu ceilalți colegi le vom demonstra cărcutașilor de pe zona de dreapta că vom ști să colaborăm cu liberalii bucovani și vom face treabă bună și în următoarele 2 luni și în următorii 4 ani și 2 luni. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes! Lucrările adunării generale a Organizației Municipale a Partidului Social Democrat au ajuns la final. Nu înainte de a vă mulțumi, stimați colegi, pentru faptul că 2 ore din viața dumneavoastră au fost alocate acestui eveniment. De asemenea, adresez mulțumiri reprezentanților mass media pentru că au onorat cu prezența dumnealor acest eveniment. Mult succes tuturor și la treabă pentru Bacău! Seară frumoasă! Bună seara! Vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la conferința municipalei Bacău, alegerile generale, de fapt. Și aș vrea să vă prezint cei care sunt alături de mine. Doamna Cristina Ravăț, domnul primar Manea, Valentin Manea, domnul primar Edmond David și, nu în ultimul rând, domnul secretar de stat Gabriel Bonduc și domnul Lucian Bocanelu, prefectul județului, viitor viceprimar al Bacăului. După o perioadă în care tot s-a speculat, tot s-a prezentat tot felul de variante, noi, principala PSD Bacău, se contura de mult candidatura mea la primăria Bacău, se contura de ceva timp, de când am fost ales președinte al municipalei. Am văzut, și așa cum bine a spus și domnul președinte Benea, a fost tot felul de speculații, dar strategia de a merge la primăria de Bacău, de a candida la primăria de Bacău, s-a bazat, în primul rând, pe ceea ce am făcut în calitate de președinte al Consiliului Județean, având drept obiectiv și primăria municipiului Bacău. Pentru că, așa cum am spus în discurs, fără municipiul Bacău, județul Bacău nu este complet. S-au tratat de fiecare dată ca două entități separate, când ar trebui să înțeleagă că municipiul Bacău face parte din județul Bacău și municipiul Bacău este reprezentativ pentru județul Bacău. Ca atare, pentru a avea o dezvoltare corectă a județului, în primul rând trebuie să ai o dezvoltare corectă a municipiului Bacău. Eu aș lăsa liber întrebărilor, dar dacă dintre colegii mei au ceva de spus, doamna viitor, doamna candidat la președinția Consiliului Județean și apoi domnul prefect și viitor candidat la viceprimar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe în cadrul lucrărilor adunării generale a organizației municipale. Nu vreau să aglomerez foarte multe informații. Formatul acesta, Valentin Ivancea la primărie, bineînțeles și domnul Lucian Bogdanel tot la primărie și eu la Consiliul Județean, cum spuneam, reprezint expresia faptului că ne pasă cadrul organizației județene și respectivă organizației municipale, ne pasă de Băcăuani. Nu m-am pregătit pentru nominalizarea aceasta.
oricum făceam parte din organizația municipală, oricum în calitate de fost consilier local am inițiat proiecte și am susținut proiecte pentru municipiul Bacău. Evident, această nominalizare a fost pe cât de surprinzătoare, pe atât de onorată, pentru că, evident, a primit credit pentru o funcție atât de importantă, nu este la îndemâna oricui. O să vă spun mâine ce zi am primit-o cu anumite semnificații și lucrul acesta mă face să sper că Dumnezeu va da și putința și sănătatea pentru a duce la bun sfârșit această responsabilitate și a onora mandatul de președinte al Consiliului Județean cu realizări deosebite pentru municipiul Bacău, dar fără a lăsa în urmă, cum spuneam, alte comunități din județul Bacău. E important ca băcăoanii, după 10 ani de stagnare, cum spunea și domnul prefect, stagnarea aceasta a avut diferite cauze, ori cercuri primite în alt de anumiți colegi, ori dovezi de lipsă de responsabilitate și de incompetență cu care anumiți edili sau edilii în funcție au demarat proiectele administrative la municipiul Bacău. Deci e important ca după 10 ani băcăoanii să iasă din această zonă de doliu, aș spune eu, pentru municipiul Bacău și să simtă că, într-adevăr, și acest oraș poate renaște din cenușă, așa cum au renăscut orașe conduse de către administrații PSD. Am putea aici să evidențiem astfel de exemple. Craiova, unde avem un edil remarcabil, doamna Oluța Vasilescu, la fel, municipiul Buzău, municipiul Galați și așa mai departe. Exemple pot continua. Unde edil, repet, cu culoare politică și cu apartenență pe zona PSD, au demonstrat că pot construi cu adevărat și durabil pentru municipiile care i-au creditat cu voturi. La fel, nu aș insista foarte mult despre programele noastre politice, o să aflați cu siguranță suficiente informații în perioada următoare. Aș lăsa și colegii mei de aici prezenți la conferința de presă să vă adreseze câteva cuvinte în preambulul acestei conferințe de presă și ulterior dumneavoastră să interveniți cu întrebări. Mulțumesc! Da, bună seara tuturor! Mulțumesc că ați avut răbdare de a sta până la sfârșitul adunării noastre generale și să participați la conferința de presă. Voi vorbi mai puțin despre mine, pentru că cred că am făcut-o suficient în intervenția mea. Spun doar atât. Mă onorează nominalizarea pentru a deschide lista de Consiliul Local al Partidului Social Democrat cu perspectiva funcției de viceprimar, dacă vom fi creditați cu scorul necesar pentru a dobândi această poziție. Pe de o parte, cred că e recunoașterea unei munci pe care am dus-o 2 ani de zile în funcție de prefect cu anumite realizări, dar cred că și mai important este, și de fapt hotărător, este faptul că alături de candidatul nostru la funcția de primar, domnul Valentin Ivancea, alcătuim un tandem politic-administrativ redutabil, care a făcut lucruri pentru administrația bacăoană și vrem să facem și mai multe lucruri pentru municipiul Bacău. Mă opresc aici și vreau să-i urez bun venit domnului primar al Comunei Luisii Călugăre, Edmond David, în rândurile noastre, un primar destoinic, abandonat poate la un moment dat de cei care cândva i-au promis un ajutor nesperat, dar care a înțeles că drumul dezvoltării este alături de echipa social-democrată, în echipă cu social-democrații și profit de ocazie să salut prezența domnului primar Mane de la Săucești. Vreau să le dăm cuvântul pentru că sunt doi primari care acoperă zona urbană funcțională, zona metropolitană și așa cum bine a reliefat candidatul nostru, domnul Valentin Ivancea, nu mai putem să ne imaginăm dezvoltarea municipiului Bacău în hotarele lui actuale fără să dăm o soluție și pentru comunele imediat limitrofe, care multe dintre ele sunt zone rezidențiale ale Bacău, chiar dormitoare ale municipiului Bacău. Așa că, drag Edi, îți pasez microfonul pentru câteva cuvinte. Mulțumesc frumos! Bună seara!
După prezentarea domnului prefect, sunt primarul comunei Luizii Călugăra și am ales să fac parte din această echipă tocmai pentru că am înțeles că dezvoltarea în anumite zone, dezvoltarea localităților din jurul Bacăului sunt interdependente, este interdependentă de municipiu și de Consiliul Județean. Tocmai în urma interacțiunilor cu domnul prefect, cu domnul președinte al Consiliului Județean, în modalitatea și apropierea cu care am interacționat, profesionalismul și totodată am observat la domnul președinte, fără nicio, să spun, nicio laudă, o foarte multă apropiere umană și o abordare directă pentru a rezolva orice problemă. Am înțeles că pentru Luizii Călugăra înseamnă pentru Consiliul Județean și pentru municipiul Bacău. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Continuarea să dau cuvântul domnului primar Altima. Mulțumesc, domnul președinte! Bună seara, presii băcovani! Care s-a dorit întotdeauna obiectivă și aproape de cei care, într-adevăr, își doresc să administreze performant, își doresc ca expertiza la administrație să fie aici, în echipa de față. Și mă bucur că sunt în clipa aceasta aici și vreau să reamintesc, după cum spunea bine domnul prefect, al municipiul Bacău, de fapt, nu ne putem vorbi despre o entitate individuală. Trebuie să o luăm ca un conglomerat administrativ, ca o metropolă și de aceea, ceea ce a lipsit atâta timp acestui municipiu a fost această zonă metropolitană, pe care împreună, cred că, cu viitorul primar al Bacăului, vom construi și o vom defini așa cum, de fapt, este și trebuie percepută. Proiecte pentru comunitățile locale, pentru cetățenii metropolitani, pentru că, de ce nu, și sigur, acești cetățeni sunt ai municipiului Bacău, cât și ai comunităților locale. Domnule președinte, acolo unde s-a dovedit, de când ne cunoaștem, că expertiza, puterea de muncă, sacrificiu și rațiune, în primul rând, au existat, dezvoltarea județului se vede fără ca să o desenăm astăzi și în seara asta. Mulțumesc încă o dată că fac parte din echipa PSD Bacău. Mulțumesc, domnule primar, domnule secretar de stat, vă rog. Bună seara, vă mulțumesc tuturor. Sunt mândru și bucuros că fac parte din această frumoasă echipă, care eu îmi place să spun că este ca o adevărată familie. Vă asigur că aveți în fața dumneavoastră oameni de echipă, oameni de administrație, oameni care știu ce fac și cu siguranță vor duce municipiul Bacău acolo unde este locul. Vă mulțumesc. Da, întrebări, vă rog. Întrebări. Vă dau microfonul. Dacă doriți și aveți microfonul. Da. Bună seara. Sunt Elena Gorci de la Radio Izie TV Bacău și am următoarele întrebări. Întâi aș începe cu domnul Benea Dragoș. Nu participă la prezenta conferință de presă. Bine. Atunci o să-i pun direct domnului. Ce procent credeți că va obține alianța PSD-PNL la europarlamentare? Câți consilieri locali veți avea? Și câți consilieri vor avea alianța la municipiu și câți la PSD la județ? Vreau să vă răspund la această întrebare, să știți că nu știu. Și am să răspund și de ce nu știu. Pentru faptul că acum a aproxima în baza a percepției mele, asta nu înseamnă că e și adevăr. Ca atare. Nu am cum să vă răspund câți consilieri vom avea, cât vom putea convinge dintre cetățeni să ne voteze. Doi. Ca și procent între europarlamentare, pe care o să fac o estimare, nici n-am cum, și în general, sunt un concret, nu aș putea
putea să răspund decât după alegeri. Mai are o întrebare? Da, aceasta cu alianța la municipiu și PSD la județ. Deci alianța la municipiu și PSD la județ, deocamdată noi nu am avut, n-am primit nimic oficial în sensul acestei alianțe, ci doar mesaje publice. Atunci când vom negocia, vom răspunde și la această întrebare. Da, mai am pentru doamna Pravăț. Dumneavoastră, cum veți face lista cu consilierul și cum credeți că va fi consilierul, consilier local, cum va fi? Lista nu fac eu personal, va face echipa Partidului Social Democrat, organizația județeană, echipa de conducere. Evident, niciodată n-am definit niciodată vreo listă de consilieri locali sau județeni în nume propriu. Întotdeauna listele de consilieri locali, județeni s-au definit, s-au stabilit după analize multiple ale activității fiecărui personaj, fiecărui coleg de pe lista respectivă. Am spus mai devreme în intervenția mea că urmează o perioadă de 2-3 săptămâni în care vom defini aceste liste și, evident, criteriile de profesionalism, fidelitatea unor colegi și prestația unor colegi care au activat în Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean va fi luat în calcul, dar și, cum spuneam, profesionalismul unor colegi, noi probabil, astfel încât echipele de consilieri locali al Municipiului Bacău și, evident, al echipei de consilieri județeni al Consiliului Județean să nu poată fi contestat sub nicio formă de către niciun adversar politic. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi și așteptăm cu interes. Domnule președinte, mai mult sugestii decât întrebări, deși poate aveți un răspuns. Două clădiri importante ale municipiului Bacău, Casa de Cultură și Teatru, sunt într-o uitare completă, cum sunt altă uitate și fostele cinematografe ale orașului. Dacă aveți ceva de spus acum sau dacă aveți în vedere să aveți cum vorbiți, să discutați cu arhitecții Bacăului despre asta și despre promenada din apropierea Lacului Bistrița. Asta ar fi mai mult așa ca o sugestie, dacă aveți să răspund bine, dacă nu, așteptăm fapta. Și o întrebare care rezită tocmai din ceea ce a spus dumneavoastră, dar și ce amintea domnului primar de la Sălucești. Ce rol va juca pentru dumneavoastră presa? Va fi dușman? Va fi prieten? Sau o veți lăsa undeva acolo uitată, fără conferințe de presă, fără nimic? Va fi partener. Iar referitor la ce a spus dumneavoastră, în mod evident, în planurile pentru dezvoltarea orașului nu se poate trece cu vederea nici Casa de Cultură, nici Teatrul Bacău. Da. Domnilor, în primul rând, felicitări că ați reușit să vă închecați echipa. Sunteți primul partid care o face, care și-a adus echipa. Aș vrea să avea... Bine, sunt foarte multe de întrebat, aș vrea să vorbesc mai puțin, dacă nu vă trebuie decât ați spus. Dar vreau să vă întreb, totuși, la un moment dat, ceea ce înseamnă alianțele la nivelul local, la nivel municipal, veți fi nevoiți să alegeți. Am văzut un viceprimar, da? Chiar mă întrebam, zic, care e rolul fostului coleg Luciano Bordeleanu, am aflat în această seară. Ok, care va fi al doilea viceprimar, pentru că, normal, trebuie să fie de la liberal după un calcul politic simplu. Să spuneți, care va fi acel viceprimar, primul primar? Așa? Ascultă. Da, să răspund. Hai să luăm așa, că zic eu. Deci, în mod evident, noi ne-am stabilit echipa, asta e formula în care mergem, în funcție de negocierile pe care o să le avem. În mod evident, dacă ne vor sprijini, așa cum se dă pe surse, dacă ne vor sprijini la Consiliul Local, la Municipalitate, evident că va face parte din pachetul de negocieri. Postul de viceprimar. Dar, în mod evident, trebuie să fie o muncă de așa natură încât să ne putem permite să avem, consilieri în care să putem decide cei doi viceprimari. Bun, repet, unul la
Și trebuie să decideți a doua zi care va fi al doilea viceprimar. Ce va reveți? De la Liberal, nu este. De la Liberal nu am primit încă nicio listă de consilieri locali în care să putem negocia postul de viceprimar. Va fi probabil cineva din cadrul Partidului Liberal. Da, clar, asta a spus. Dar nu avem o variantă în care să ne fi pus în față cine candidează din punct de vedere al... Așa că dacă aveam o listă și dânsii trebuie să stabilească. Un secundă, vă rog. Sebi, ca să numim doi viceprimari, trebuie ca Băcăvani să crediteze cu un anumit scor și un anumit procent toată această alianță, sigur, toată pe surse. A spus că cu rău și ei și o credită. Nu putem discuta contrafactual atâta timp cât noi nu avem nicio... Este echipa social-democrată de la organizația municipală, care chiar din 2022 a apucat pe drumul ăsta, de la ședința organizației municipale de atunci, când domnul Ivace a fost instalat în funcția de președinte. Și o să vedem la momentul respectiv, pe 9 iulie. Contează și scorul, contează procentele, distribuirea, atenție, care poate să aducă un consilier în plus și așa mai departe. Luați în calcul pe actorul viceprimar domnul Roșanu, care a lucrat și lucrează cu administrația fierară, cu administrația sistemului. E o întrebare bună, dar să știți că trebuie să vedem lista care o propun partenerii liberali. Dacă listă face parte domnul Roșanu, rămâne la decizia dânșilor. Dar să nu uităm, într-adevăr, că face parte din administrația Listeului. Și că acum 4 ani de zile au făcut o alianță împotriva, să zic așa, PSD-ului, din care a făcut parte și domnul Roșanu. Și 4 ani de zile au stat la guvernarea Bacăului. Și acum e. Și acum este tot acolo. Deci rămâne să vedem dacă veți înghiți Roscoi sau cum se spune, că ora, ca să se înțelege. Nu prea suntem în postura în care să înghiți nimic. Da. Sau ce vrem. Bun. Mulțumesc frumos. Domnul Iercon, stimabile domnul primar, ce va te trebui să plecați de la PNL-ul de ceva lume, n-ați fost sprijin, nu mai știu ce a zis, că de Lucian, că n-ați primit sprijin. La ce vă așteptați și ce n-ați primit, să zic așa? N-a plecat în urmă. Nu ați plecat de la multe... Vreau să participați la conferință? Bagă bețe prin gard. Eu n-am fost ales de la multe poate, totuși. Dar, eu nu am fost dacă vreau să spuneți. Și este ca în momentul ceva de aici, că nu e o doar opoziție. Nu? Ați făcut cine de atâta, da? De la PNL la PSD. Da, nu e că acest lucru, bineînțeles. Răspunsul meu este foarte simplu. Dincolo de orice lucru subiectiv, într-o colaborare sau alta, am făcut acest lucru pentru că sunt convins că comuna Luizii Călugăra se poate dezvolta mai mult în acest context politic și cu sprijinul Partidului Social-Democrat. E foarte simplu. Și anume, nu știu, ce trebuia să primiți dumneavoastră, totuși? Bani, sprijin moral, nu știu, ce trebuia să primiți dumneavoastră? Că nu mi-ați răspuns și știu că sunteți avocat și la partea de retorică și nu uitați. Dar nu cred că crezi spațiul adecvat să discutăm tot felul de lucruri. Îmi place să fiu elegant, îmi place să... Mie îmi place că nu înseamnă să vă întreb. Știți? Da. Mie, ca jurnalist, îmi place să insist să întreb, da? Eu insist în continuare și vorbesc în primul rând despre viitor și totdeauna îmi place să lucrez cu persoane și o echipă profesionistă și pentru comună, deși nu mi-a fost foarte ușor să fac această alegere, sunt convins că cei de la Luizii Călugăra merită un sprijin mai puternic și să fac parte dintr-o echipă care, într-adevăr, poate duce la dezvoltarea comunii. Mulțumesc! Da. Pentru loc, da, vă rog. Am o mică completare la sugestia domnului Cipar. Dacă Casa
se face prin Consiliul Județean, dacă muzeul se face tot prin Consiliul Județean și dacă Biblioteca Județeană se face, asta înseamnă că se poate. Ca să vă răspund la, nu neapărat sugestie, dar cred că a fost mai mult o întrebare. E o completare firească. Mulțumesc. Da. Domnule prefect, doamnă prefect, ați făcut la un moment dat, ne-a tras atenția o anumit, pot fi și acolo o referință fără discuție, o chestie care m-a pus pe gând, cumva și m-a surprins, a spus că referitor la dușman, bine, întreg discursul a fost presărat așa cu sugestii de referitor la dușman, oră, asta nu trebuie și până astăzi, ceva PSD. Dar a spus la un moment dat că veți avea grijă de cei care sunt, n-aș vrea să nu afirmați asta așa, deci nu discutăm acum. Ce vreau să spuneți? V-ați scăpat? A fost o eroare? A fost o metaforă? Veți avea grijă de cei care au ceva de genul care n-ave pe bandă. Care au scris în zona, care plătitori fără bilet la galeria din Facebook. Și de aia vom avea grijă după 9 iunie. Nu, nu. Stați, e o figură de stil cu referire directă la colegii care ne cântă și descântă, fie pe domnul Bunduc în principal, fie pe noi ceilalți în particular. Noi ce o să facem? Ce înseamnă că o să avem grijă? Îi trimitem în istoria politico-administrativă locală. Da. Prin rezultatul pe care vom obține. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. A răspuns, cred că și domnul președinte Carlo Julia Ramonești, a formulat răspuns și domnul președinte Ivacea, ne propunem să înceapă cu cifra 4, să tindă către cifra 5 la 10, dar pentru acest lucru avem de muncit. Rezultatele și investițiile care s-au efectuat până la momentul acesta la nivelul județului Bacău, cred că ne ajută și cred că nu plecăm cu un start pe zero. Dar suntem la una alegătorilor și ei vor decide pe nouă. Da, eu nu pot să ies din aceeași mod evident, dar un scor cât mai mare depinde și de noi, depinde și de ce am făcut până acum și în primul rând depinde de puterea de convingere a noastră pentru cetățean. Evident că ne dorim peste 4, dar asta se va arăta în funcție de rezultatul votului, când se închide urmele. Noi ne dorim oricât, vă dați seama, dar să vedem și putință. Pentru că totuși ați văzut că plaja de candidați la municipiul Bacău este destul de largă și fiecare își dorește să iau un procent mai mare. Eu îmi doresc un procent din care să fiu sigur că am câștigat primaria Bacău incontestabil. E posibil, în urma negocierilor, așa cum s-a stabilit, să fiu un candidat comun sprijinit de PNL, respectiv eu, iar la județ, deocamdată, în acest moment, avem doi candidați. Doamna viitor președinte Bravăț și domnul ministru Fechet. La județ, pentru funcția de președinte de Consiliul Județean, nu ați purtat negocieri cu PNL-ul? Nu s-a stabilit nimic? Nu s-a purtat. Deci noi am avut o întâlnire preliminară, dar care nu s-a soldat cu nimic. Ulterior s-a negociat la nivel de București pentru stabilitate și a rămas să vedem poziția PNL local, să vedem în ce măsură va fi sau nu va fi candidatură comună și la CJ. Deocamdată noi nu avem acest lucru și nici nu s-a discutat acest lucru. Domnule Ivancea,
afirmația noastră că în cazul în care veți, dacă nu știu, spunem, vă veți da demisia, din funcția de primar, întâi să obțin, în persoană, întâi să obțin. Când am spus, asumat, m-am referit, în primul rând, la exercitarea funcției de primar, care dacă nu este asumată, să știți că nu are rezultat. Asumat înseamnă asumarea deciziilor și nu, derobarea de acestea. Eu la asta m-am referit. Cred că ați înțeles foarte bine. Dacă eu voi vedea în 2028, vă rog să mă lăsați să termin ca să înțelegeți ce vreau să spun. Deci în 2028, dacă doar cetățeanul va decide dacă eu mai merit un mandat sau nu. Dar până în 2028, dacă voi câștiga primăria Bacău, voi merge asumat în toate deciziile pe care le iau, voi fi ferm și riguros. Dacă veți ajunge primarul municipiului Bacău, veți continua proiectele administrației vizitele? Voi continua toate proiectele care sunt fezabile într-o manieră cursivă, coerentă și benefică pentru cetățean. Care este opinia dumneavoastră privind pistele de biciclete în municipiul Bacău? Vă mulțumesc. Deci opinia mea pentru pistele. Pistele de biciclete sunt necesare în municipiul Bacău, dar nu în maniera în care au fost realizate. E o mare diferență. A fost un proiect care a plecat pe un principiu corect de a avea un număr cât mai mare de cicliști, de a reduce nosele și, din păcate, acest proiect a sfârșit într-o manieră în care tot orașul s-a blocat. Oare, dacă nu există o anumită coerență administrativă și, să zic așa, o trasabilitate a acestor piste de biciclete, pentru că, dacă vedeți, avem și pe stânga și pe dreapta și nu facem decât să strâmbtorăm accesul pe străzile Bacăului, nu am rezolvat o problemă funcțională a Bacăului. Va fi foarte greu, am spus că va fi ușor, dar odată aplicate va trebui să încercăm să găsim soluții pentru a fluidiza traficul din orașul Bacăului. Cea mai mare problemă nu este realizarea pistelor de biciclete, care oricum au fost realizate, cum au fost realizate. Dacă vedeți, ține apa peste tot. Dacă vedeți, va fi foarte greu să parchezi între trotuar și parcare și pe acolo să treacă ciclistul sau... Și în momentul în care ai deschis ușa la mașină, s-ar putea să-l priei pe... să-l bage mașină, ceea ce vă dați seama că nu au avut o viziune asupra implementării acestui proiect, chiar dacă el a fost gândit cu intenții bune. Se pare că în fața presii nu există responsabilitate.
sunteți jurat, vă sun, la Consiliul Județean și pentru doamna Cristina. Administrația Județeană PSD a continuat o practică învechită de mulți ani, în care să nu acorde bani pentru Partidul Național Liberal. Și poate și pentru asta domnul Grăsăvisc a plecat de la PNL la PSD, să nu acorde suficienți bani pentru primarii PNL. Din cauza asta sunt și niște, dacă nu mă șer, sunt și niște probleme justiție pentru asta. Cum veți rezolva asta? Cum vedeți aceste lucruri? Haideți să vă răspund eu că tot ați abordat o problemă legată de echitatea sau și modul de a repartiza banii. Este un, o percepție și nu o realitate. Haideți să vă spun, de fapt, că în acest moment Consiliul Județean are, cred că, minim 4-5 asocieri cu primar care sunt în zona PNL. Să termin. Doi. Faptul că s-au repartizat în anume fără funcție de necesități și a fost la votul Consiliului Județean, așa cum am spus, a fost prin vot repartizat și nu sunt probleme justiției. O singură problemă a existat la repartiția pe drumuri județene, pe drumuri locale, datorită faptului că nu s-a respectat o procedură nu de vot, nu de alocare, ci de pregătirea documentelor pentru repartizarea banilor la nivel județean. Dar așa cum bine ați văzut, în lungul timpului, în ultimii 3 ani, să știți că au fost fonduri repartizate și de guvern, în care cei din zona noastră, să zic, PSD-ului, nu au primit un leu. Trebuia echilibrat bugetul. Vă pot aduce vreo două ordonanțe în care nu s-a repartizat un leu la primarii PSD. În aceeași măsură, eu, ca președintele Consiliului Județean, trebuia să asigur un echilibru. Lucru care am și făcut. O să vă contrazică și o parte dintre cei, dintre primarii liberali, să vadă că am fost deschis la proiecte de asociere la nivelul întregului județ și care, față de ceea ce se repartiza prin Consiliul Județean, să sume mult mai mari. Și nu sunt neapărat în cadrul sau au fost aduși în PSD. Așa că atare faptul că preferința domnului primar Edmond nu înseamnă că a venit că i s-a promis anumite beneficii financiare pentru OAT, ci pur și simplu pentru faptul că face parte dintr-o echipă serioasă care ceea ce propune se ținește cuvânt. Domnul președinte, permiteți să completez? Că domnul Popă e obișnuit să arunce cu invective și să împlinească răspuns. În primul rând, profit de ocazie să vă invit mâine la ora 16:30, dacă n-ați primit încă invitația pentru mâine, la conferința de presă la Sala Marea Prefecturii, sala închiriată de Partidul Social Democrat, pentru a discuta mai în concret și despre alianța, posibilă alianță la municipiu și despre mersul separat pe liste, posibilul mers separat la Consiliul Județean. Și o să vedeți că o să răspundem tuturor acestor nelămuriri și vom demonstra că în lungul campaniei se poate face campanie separată la Consiliul Județean și putem face o campanie comună pentru municipiul Bacău, pentru Băcăuani, la nivelul municipiului. Nu e nimic complicat în treaba asta. Și nu e nimic împotriva naturii. S-a mai făcut, se va mai face. Nu e o premieră la nivel național. Doi, nu putem vorbi de traseism. Și dacă vreți să fac o paralelă cu fotbalul, nu? Oricine poate în ultimele 6 luni de contract semna cu oricine. Este liber să semneze. Ca atare, eventuala cooptare a unor aleși locali de la alte partide, care s-au mai practicat. Astăzi am spus la scenă deschisă. Sunt primari care au mai venit în 2012 la noi și au confirmat susținerea noastră, sprijinul nostru și pe funcția de primar. Au performat ca urmare a parteneriatului cu Partidul Social Democrat. Asta se va întâmpla și în cazul lui Zicălugra și ceilalți aleși locali care vor mai veni la PSD în următoarea lună, pe ce să vezi, în următoarea lună depunem candidaturi.
Un om are voie. De ce un parlamentar poate să treacă de la un partid la altul și un primar n-ar avea voie în o lună înainte de alegeri să opteze pentru o altă formație politică? Poate fi dezamăgit de una sau poate fi încântat de o colaborare cu altcineva. Ce e așa nefiresc în treaba asta? E o problemă de moral politică. Nu e vorba de niciun lucru. Și el a ales pe listele și partidul liberal. Așa, de și n-a plecat a doua zi, domnul Pop. Nu vă faceți că nu înțelegeți. N-a plecat a doua zi. Suntem, se refac aliniamentele cu o lună înainte de alegeri. Adică ce eu dacă nu mă mai regăsesc în echipa social-democrată și mă regăsesc, ipotetic vorbind, la alt partid, nu am libertatea să mă duc acolo în ultima lună. Păi și atunci despre ce vorbim aici? Era vorba totuși că există o echipă. Eu pot fi dezamăgit de o echipă, repet, numai eu pot fi dezamăgit de o echipă și pot fi încântat de alta. Și vă pot da exemple din politica locală și națională câte vreți. Și care nu dunează, nu numai că, de aceea dumneavoastră ați lucrat mai la o instituție mass media? Aici e altă treabă. Nu e nicio altă treabă. Nu e nicio altă treabă. Nu e nicio altă treabă. Avem libertatea să optăm pentru o echipă și să ne despărțim de alta. Este limpede. Nu înțeleg de ce noi n-am avea voie politicienii la așa ceva. Da? Mâine, după ce se aprobă și forul statutar al PSD la nivel național, astăzi se aprobă forul statutar al PNL, avem și conferința județeană, toate speculațiile pe tema candidaturilor din partea Partidului Social Democrat vor fi spulberate. Deși, v-am mai spus, candidatura domnului Valentin Ivancea a fost anunțată din urmă cu 2 ani la primăria Bacului și nu este dependentă de o alianță cu PNL-ul. Noi suntem pregătiți să câștigăm alegerile și la Consiliul Județean și la primăria municipiului Bacău. Pentru că la Consiliul Județean ne-au făcut temele în peste 70 de unități administrative teritoriale, iar la primăria municipiului Bacău pregătim o echipă credibilă, competentă, care să întrunească cele mai multe sufragii de domnul Băcoan. Este limpede și simplu. Asta e. Domnule președinte, bine, dacă îmi permiteți o întrebare, ați făcut referire la presă și într-o fel mă afectează și pe mine. Ați făcut referire la faptul că presa se aseamănă cu politicienii și ați adus în discuție. Nu, că avem și noi aceeași libertate ca și dumneavoastră. Asta e. Deci asta e vorba. Nu se aseamănă, nu am spus că se aseamănă. Deși... Da, întrebați, nu. Deși... și ați pomenit de anumit sportiv care în ultimele luni sunt liberi de contract. E corect, da? Sportiv, da. Da. Întrebarea mea este, din punct de vedere legal, ce prevede legea? Alesul local este ales pentru un mandat întreg sau pentru un mandat de 4 ani fără 2-3 luni? Vă mulțumesc. Legea prevede că tu poți să-ți depui luni înainte de alegeri, poți să-ți depui candidatura acolo unde dorești. Asta prevede legea. Nu vă faceți să nu înțelegeți. Nu vreau mai multe nimic. Asta e legea. Prevede acest lucru, dar nu, dincolo de lege. E și când tot se vorbea aici de morală. Cum adică eu dacă am câștigat la un partid, eu nu mai pot candida de la alt partid peste 10 ani sau peste 12 ani? Nu înțeleg treaba asta. N-are logic. Am libertatea de opțiune. Încă o dată, spun la 3-a oară, pot fi dezamăgit. Dar peste 10-12 ani, da. Dar și peste 4 ani poți să faci. Păi nu, aici vorbim de 4 ani. Poți divorța soția și la 2 luni. Vorbim de 4 ani. Nu. Astăzi ați aflat de această opțiune a domnului primar de la Luis Pelgra. Astăzi. Nu facem o referire la dumneavoastră. La oricine. Ați auzit la Partidul Social Democrat în ultimele două zile, două săptămâni, două luni, trei luni. Ați auzit că nu știu ce transferuri s-au făcut? Ați auzit așa ceva la Partidul Social Democrat acolo? Nu. Astăzi este prezentat la scenă deschisă cu argumente care țin de zona metropolitană și tot ceea ce înseamnă candidatura la municipiu. În zilele următoare, cu ceilalți candidați care vin de la alte formațiuni politice, consilieri locali. Știți că sunt consilieri locali județeni care vin de la PNB? Știți că sunt consilieri locali județeni care vin de la alte partide? De ce? Dar o organizație se poate primeni la momentul potrivit, înainte de alegeri, o lună, la momentul potrivit. Avem această opțiune de a ne primeni din mers. Și lăsați-ne această opțiune totuși. Da, asta presupune și schimbarea doctrinei. Nu, pentru că dacă a făcut o greșeală în această opțiune, electoratul e suprem și se va sancționa. Și pe noi știu... Cum să sancționeze electoratul dacă el veni peste... Păi dacă va fi oripilat electoratul din localitatea respectivă de această mișcare, atunci nu mai susține.
Păi hai să dau un exemplu la Bohuș. De exemplu, Jaradu nu este originat de domnul Turcea, că a fost primar susținut de dumneavoastră 16 ani. Așa. Și acum încă mai este consilier local de 4 ani și mai capitați încă o dată. Păi de întreabă lui Camiozeu, îi răspund eu în locul domnului Eschis, respectiv? Nu, eu v-am întrebat pentru faptul că l-a susținut 16 ani. Eu zic că l-a sancționat electorat pe domnul respectiv. Nu, l-a sancționat justiția, nu electorat. Nu, justiția nu l-a sancționat. Că dacă a sancționat justiția, nu putea candida în 2020. Aveți dreptate, nu l-a sancționat, dar nu l-a sancționat că trebuia. Să-i răspund scurt, domnule Pop. Nu, legat de alocările pe care, din calitate de parlamentar, le-am făcut prin amendamente și către... Ne vedem la 16.30. M-ați întrebat dacă voi continua anumită practică. Eu știu că în ultimul exercițiu bugetar, toți primarii, inclusiv primarii PNL, au avut alocări bugetare pe baza bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean, iar personal, nu știu dacă știați, în postura de parlamentar, alături de toți colegii mei social-democrați, am inițiat amendamente, inclusiv pentru unități administrative teritoriale, care nu au primarii PSD. De exemplu, municipiul Onești, Poitam, 535.500 lei au fost alocați anul acesta prin amendament al parlamentarilor PSD pentru spitalul municipiului, spitalul din Moinești, pentru achiziția unui aparat de anestezie, de înaltă performanță. Mulțumesc. Atunci, permiteți să vă aduc date concrete pentru dumneavoastră. O să discutăm mâine. O să discutăm mâine. Da? Dacă mai sunt întrebări, vă rog.